Dă-ne, te rog, o soluție tehnică. Cum putem evita carambolul? Soluția tehnică pentru evitarea carambolului o putem rezuma în câteva puncte foarte clare. Primul punct extrem de important este păstrarea distanței în mers. Păstrarea distanței în mers, tehnic vorbind, trebuie să luăm în calcul un factor tehnic și un factor psihologic sau psihofiziologic. Factorul psihofiziologic ne spune că vor trece 70 de secunde din momentul în care s-a întâmplat ceva până când mintea, creierul va conștientiza situația. 70. Vor mai trece 70 de când semnalul pe care îl dă cortexul, da, va ajunge la picior, adică până când voi apăsa efectiv pedala de frână. În sumate o să ne dea 1,40 de secunde, o secundă jumate. Această secundă jumate însă are niște parametri foarte clari. Odihnit, până în 35 de ani, cu toate condițiile de vizibilitate, cu atenția activată la maxim în timpul condusului. Dacă ar fi să fim sinceri cu noi, de foarte multe ori nu suntem în această situație ideală. Și atunci, hai să rotunjim la 2 secunde. 2 secunde trec fără să fac nimic. 2 secunde la viteza de 36 de km pe oră înseamnă 20 de metri. Atât parcurg. 20 de metri vor trece fără să fac absolut nimic, la 36 de km pe oră. Multiplicăm și o să vedem că mult mai mulți metri voi parcurge într-o situație de autostradă, de exemplu. Și atunci, distanța minimă în mers este aceasta, de 2 secunde, față de vehiculul din față. De foarte multe ori suntem întrebați, dar cum, cât e în metri distanța asta? Păi nu e în metri, pentru că e relativă. Ține de caracteristicile vehiculului, de viteză, de carosabil, de aderență. De asta e bine să iau toate aceste lucruri în calcul. Ne-am hotărât să ilustrăm cât de importantă este regula celor 2 secunde pentru a evita un posibil carambol. Prima situație, mașina a păstrat distanța de 2 secunde față de mașina din față, evitând impactul. În cea de-a doua situație, șoferul a fost nevoit să evite brutal. Într-o situație reală pe stradă, acest lucru înseamnă ieșirea pe contrasens și provocarea unui accident grav.